Mergem mai departe la Mira. Să auzim povestea. Oh, nu, nu mă simt pregătită. Am fost la film horror cu un băiat care aproape a făcut pe el de frică. Aproape? Aproape. De unde știi că aproape și nu sunt asta? Păi, ne, să vedem. Păi nu l-am controlat. Nu, nu aș fi vrut să-l controlez. Eu să văd, frate, ce acolo. Câți ani aveai? Cât, da. Aveam 16 ani. Și el? El avea vreo 20. Întotdeauna. Acum... Cum e că întotdeauna? Păi ce vârstă aveți? 27 de 7. Nu, când, întotdeauna când eram mică, pentru că eram mai matură, mă uitam după băieți mai mari. Am înțeles. Că nu puteam cu ăștia de vârsta mea să rezonez. Nu puteam, nu mai există. A, școala care a făcut păr de frică... Apare nici școala, n-am rezonat. La ce film v-ați uitat? Cum se numește? Horror. Cum se numește? Zi un element din film. Nu știu, orice. Inima. Nu, amintire. Și era cu o vrăjitoare, care era o vrăjitoare care furase un copil abandonat, o de asta, o demență. Nu, nu știu exact. Okay. Nu mai țin minte că e știi pe TV. Da. Nu, că venisem în București, pentru că la televiziune nu există Cristi. Și mai cum? Bă, Cristi. Nu știu. Nu știu, nu. Cristi, atâta. Ce ne poți spune despre Cristi, în afară că era fricos? Ce alte trăsături mai avea Cristi? Era înalt, că îmi plac băieții înalți. Okay. Era slăbuț, foarte slăbuț. Și de asta mi-am dat seama că a făcut pe el de frică, că la un moment dat era gagiu așa. Mă așa făcea. Eu nu puteam să fac de el, el făcea. Ce oraș era asta? Era sigur băiat? București. Da, era. M-am îndoit și eu după aia, dacă e băiat sau... La 16 ani ai venit la București ca să te întâlnești cu un băiat aici la film? Nu, nu, nu. Venisem la București pentru că am venit să trag niște piese la 16 ani. Și am stat aici și după care, na, vorbeam cu el pe cu cine high venit five. Aici? Aveam high five. Ai venit singur în București sau cu cineva? Da. Cu trenul. Păi dacă frate mi-a venit acum la 14 ani cu trenul, eu ce aveam la pe 14 high five? Da. Și după aia ați mai fost împreună? Sau gen nu, nici de relații împreună? Nu, cum să mai fiu împreună? Nu. Voi ați ieșit la un date? Da. Am ieșit o singură dată. Aia a fost prima și ultima dată? Da. Da. Și m-am spărat că nici nu mi-a cumpărat popcorn. Poate n-avea bani. Da. Păi și atunci de ce mă invit la film? Pentru experiență. Pentru experiență? Ai de inimă! Ai. Be gentleman! Măcar un popcorn să-i la fata. Vii la 16 ani, ai de la un film. Tu 20, eu 16. Biletul la film ți l-a plătit? Da. Okay. Biletul la film. Bun. Bine, băi, nu știu. Vrei să dăm un verdict? Da, da. Teorul, ai ceva? Gen, da, te da, ceva? Da, mă, e fals, mă. Deci că e fals? De ce? Da, fals, e fals, mă, n-ai. De ce? E falsă. E falsă, hai, verdict final fals. Stai. Verdictul nostru este, povestea este falsă. Sunt curioasă rău. Mi-ar fi plăcut să zic că e adevărat. E falsă, da, nu? Da. Perfect. Ce am nimerit-o? Eu mă pricep. Ce am nimerit-o?